Din episoadele anterioare, Andrei l-a urmărit pe Mădălin și a salvat-o pe Diana. Îi va dărui un copil și din acest motiv nu o poate trata așa cum ar merita. Gândește că este parte din familia noastră acum. N-am ce să facem, trebuie să acceptăm. Iani a fixat nunta cumnatului Radu cu surioara Iulia. Peste două zile, oricine s-ar opune. Distracție plăcută, lăducul! Da! În scop terapeutic, Vlad a invitat-o pe Maria în oraș. Au râs, s-au distrat, iar când au ajuns acasă, Vlad a vrut să o sărute, chiar în fața lui Andrei, care venise să vorbească cu Maria. Ești pregătită? Săruiți pe Andrei. Mircea a avut o nuntă cu peripeții și cu final neașteptat. Mami Roni? Ce caută ăștia aici? În timpul ceremoniei a venit clanul Mamiron, care l-a luat pe sus pe Radu. Mircea a plecat să vadă de soarta copilului, dar înainte a semnat actul de căsătorie. A semnat! Câteva ore mai târziu s-a trezit la mila nevestei. Începe iubiri secrete. Tu, momentul ăsta, ții hainele și pleci, Mircea. Mircea și Anda și-au început luna de miere într-un mod special și inedit. Anda i-a dezvăluit soțului ei toată afacerea și a făcut bagajul să părăsească vila. Anda, tu duci prea departe gluma asta. Opa, hai să-ți explic, băbește. Spune-mi. Astăzi la nuntă, când tu trebuia să semnezi actele prin care eu deveneam soția ta, în loc ai semnat actele prin care îmi vindeai mie acțiunile tale. Ai înțeles acum? Anda, dar noi suntem soț și soție. Mă, tu ești prost, Rauma! Cum crezi, mă, că o să fiu soția ta? A fost o păcălelă. Anda, dar eu te iubesc și vreau să clădim totul, să dominăm tot ce este aici. Poate să domin eu tot ce e aici cu cele 50% de acțiuni pe care le am. Tu nu o să domin nimic și drept dovadă că mă plictisești, o să-ți dau asta să o citești. Contractul prin care tu mi-ai vândut mie, uite-te bine. Asta este o excrocherie. Excrocherie? Tu ce ai făcut, mă, lui Eugen? Nu așa ai luat și tu averea lui? Mirce! Mirce! Îți trebuie ție, ai idee? Te interesează pe tine cum am luat eu averea? Mirce? Băi, parașuto, eu n-am stat în pat cu el, eu m-am trudit! Mirce? Ai înțeles? Mirce? Am trudit pentru afacerea asta! Mirce, ia mâna după mine! Pentru că eu am acum putere și tu nu mai ai nimic! Ia mâna după mine! Ce faci, mă? Ai tupeu? Vrei să-ți rup gâtul? Spune-mi! Mircea, o să o chem acum pe Valeria să dea afară, să vezi cum o să fii tu cu căpățâna afară și eu înăuntru. Dă-mi drumul în vernicule, o chem acum! Valeria! De mă, o să vadă mai bine, nu mai atinge după mine! Valeria! Gata! Anda, mai încet, că dacă află asta, mă dă afară. Păi și ce crezi, mă, că vreau? Andrei tocmai și-a surprins soția într-un moment tandru cu Vlad. Venise doar să vorbească cu ea, să-i deschidă ochii în privința lui Vlad. Ce se întâmplă aici? Andrei, mă urmărești? Maria, ce se întâmplă aici, te-am întrebat? Nu, eu te întreb pe tine, tu mă urmărești? Nu, ce cauți cu ăsta aici? Nu este problema ta, e viața mea. Maria, nu e problema mea? Și fac ce vreau. Din câte mi-aduc aminte, ești soția mea, Maria, în continuare. Cum adică, ce cauți? Pardon, tu nu consider că am fost sau sunt soția ta? Ba da, Maria, consider că... Ba nu. Și din ce mai spus din scrisoarea aia că o terminăm? Gata. Totul s-a terminat. Ce am spus eu că o terminăm? Totul s-a terminat. Dar așa ceva n-am spus niciodată. Andrei, vrei să lași în pace? Vezi că nu vezi că nu mă rog în pace. Bă, ce treabă, ce te bagi? Băi. Deci te rog frumos să-l lași în pace, da? Deci lasă-l în pace. Valeria! Valeria s-a auzit strigată și a venit într-un suflet în camera celor doi porumbei. Ce naiba urli ca disperata? Și-a ce venit victorioasă. Valeria, vreau să te informez ceva. Că nu te uita, e o nenorocită. Nenorocită și tu, mă, și săraca mărâci o să fii. Spune. Valeria, astăzi Mircea nu mai are niciun ban și nu mai are niciun drept să stea în casa asta. Mi-a vândut mie toate acțiunile lui. Mare jigod ești. Numai după bani umbli. Da, și mie se. Eu îi scroacă. Ce bine ți-a făcut, idiotule! Că eram sigur că asta o să pățești. Prostule ce ești! Acum n-ai altceva de făcut decât să-ți iei hăinuțele și să ieși afară din casa mea. Ai auzit? Valeria. Nici o Valeria! M-am schimbat. Te rog. În ce te-ai schimbat? Nu șansă. Băi, prostule, te-ai căsătorit cu asta. Nu! Obiectez.
Nu a fost nicio căsătorie, a fost o păcăleală. E o excroacă sentimentală. Ce ți-am spus, bă, că până la urmă o să te păcălească? Că o să-ți ia toți bani? Ia uite cum rânjește! Lasă că o să am eu act de cojocul tău mai încolo. Acum... Sunt un prost, așa este. Așa. Dar dă-mi o șansă, acum... te rog, dă-mi o șansă. Da, șansa ta e să ieși afară din casa mea. Da. Deci nu mai vreau să-ți văd mutra. Draga ai înțeles ochii ăștia. Draga mea, dă-mi o șansă. Afară! Asta e șansa ta. Să ieși pe ușe afară. Ca un cățel. Mă, ți-am spus că ești afară. Ești afară. Pa! Tu nu mai râde, foi. Ai înțeles că și poți să ajungi în stradă. Cât de curând. Nu am cred. Am 50% din acțiunile voastre. Hai, bă, dracu, stai. 50! De unul am scăpat. Vlad joacă murdar. Maria e oarbă, iar Andrei se simte neputincios. Maria, lasă-l. Violența lui demonstrează cât e vinovat. Ce sunt vinovat, mă? Cu ce să fiu vinovat? Maria, te rog frumos, lasă-mă să vorbim. Nu vine să cred că stai lângă ăsta acum. Ce să vorbim, Andrei? Avem de vorbit o grămadă de lucruri, nu se poate... Da? Ai un copil cu Diana. Dar nu contează că am un copil cu Diana. Eu sunt căsătorit cu tine. Te rog frumos, Vlad, ia mâinile de pe ea acum. Nu o să fac asta. Nu o să o las pe mâinile unuia care a înșelat-o. Eu am înșelat-o, mă? Eu pus-o. Care are un copil. Maria merită ceva mai bun. Pe cine, mă? Pe tine te merită? Da, Maria, pentru că el are caracter față de tine. El are caracter? Da. Așa zici tu? Da. Tu te uiți la el cum e Maria, că e un impostor și că te minte și că își bate joc de tine și că vrea să ne despartă? Asta a vrut să facă de la început el cu Diana. Dar eu nu o să înșel. Maria, uite-te lecă de ipocrit este, te rog frumos. Hai, pentru tot ce a fost între noi, te rog, e tot sufletul meu. Haide să ne vedem între patru ochi. Haide să vorbim puțin, nu se poate să se așa. Maria, lasă-l, e disperat, uite la el. Te rog, hai să ne întâlnim într-o zi, măcar fă asta pentru mine, te rog. Totuși ești soția mea. Nu. Tu, la Maria, nu mai ai acces. Ținte bine în cap. Maria, chiar dacă o să am copilul cu Diana, îți promit că... Andrei, tu te auzi ce spui, ai un copil cu Diana, totul s-a terminat. Da, asta nu înseamnă că nu poți să am grijă și de tine și că nu putem să fim împreună. Nu poți. Nu, te rog frumos, nu spune asta. Ba da. Andrei, mergi acasă, deja ești ridicol. Măra, tu taci, termină cu tâmpenile astea, lasă-mă în pace cu poliția. Deci, vă rog. Noaptea asta rămâi în arest. Sunt polițist, nu uita. Calmează-te și mergi acasă. Andrei, are dreptate. Pleacă. Totul s-a terminat. Pleacă. Nu o să plec și nu o să renunț. De ce? Pentru că una la mână este un nenorocit, un impostor. Și doi la mână eu te iubesc pe tine. Gata, lasă. Lasă. Ce să vă uiți? La vila Mamiron e liniște și pace. Iani e mulțumit că a rezolvat problema Iuliei, că o va căsători și va scăpa de belele. Samoliu? Ia ne-a dispărut Radu, nu mai face glume, te rog! Pe bune? Da! Dai nasul! Ia vezi mă, dă-i și la 6. Iani, am ieșit din cameră și când m-am întors era camera goală, a fugit! Deci în afara faptului că mă iriți, și tu și el, adică Radu, du-te și îmbracă-te că mergem la poliție și depui plângere. Da, îl băgăm la pușcărie și să vezi cum s-a cumințește, nu mai fuge niciodată! Nu, Iani, nu vreau să pățească ceva, eu îl iubesc, nu! A fugit, dar hai să găsim altă cale. Lasă surioară că o să vorbesc eu cu el și o să găsim o cale. Îi punem GPS? Bă, dar de ce e mata la mișto? Vine și el la noi cu o problemă, suntem singuri ei, frățiori. Bine mă, ia demonstrează tu că ești un frate bun și du-te după Radu și caută-l și adu-l încoace. Hai, ia-l și pe ăsta. Păi asta am să fac. Haide. Surioară, stai liniștită că o să fie bine, da? Mulțumesc. O să implice și ea, nici eu și o să-l găsim, da? O să te aducem înapoi fericire. Mircea a fost izgonit din casă de cele două femei importante din viața lui. Dacă nu reușește să-i înnoaie inima Valeriei, va zbura din casă definitiv. Afară, da, mă, băiatul! Da, mă bucur! Măi, Valeria! Da, ce? Ascultă, zi, repede! În momentul ăsta avem oportunitatea să ne ocupăm de copiii noștri, mă! Serios? Ți-a adus și tu aminte că ai copii, da? Dar când ai furat banii lui tata, n-aveai copii? Da, cu 20 de ani în urmă nu aveai copii? Valeria, așa este, ai dreptate. Am fost un prost, dar crede-mă că m-am schimbat. Te rog, te rog, Valeria. Nu te cred, afară din casă. A, Radu, ce bine că ai venit. Radule, fă și tu ceva, te rog, eu fă ceva. Uite, maică-ta vrea să mă dea afară din casă. Te rog, fă Uită-te ceva. Uită-te la fața mea. Crezi că mă interesează în momentul ăsta problemele voastre? Le am eu pe ale mele. Lăsați-mă în pace. Foarte bine. N-am, prostule.
că nici pe băiatul tău nu-l interesează de tine. Așa că te rog eu frumos, afară din casă, am spus! N-ai, unde mă dai, măi, afară? Unde? Pe stradă, băiatule! Ca un cățeluș să te văd! Afară din casă! Da, afară. Serios! N-am unde să mă duc! Pe stradă o să ajungi un cerșetor și o să-ți arunc eu din când în când câte un bănuț, mă! Lasă-mă să vezi cum e! Lasă-mă să-ți demonstrez cum am schimbat! Te rog din tot sufletul! Valeria, ce se întâmplă aici? Te prostul rog... ăsta i-a cedat toate acțiunile Andei. Deci îmi pare rău, a rămas fără niciun bănuț. Am căzut într-o capcană, Eugen. Ce capcană? Nu mai am nimic. Dați-mi o șansă. Dați-mi să vă demonstrez că eu în momentul de față m-am schimbat și vreau să vă ajut pentru tot ceea ce am făcut rău. Merge să te rog în casa asta, afară din casă. Nu mai ai ce să faci în această casă. N-am unde casă să mă duc. Dar nu mă interesează, tu mi-ai furat banii. Mirce. Ai putut unde să te duci? Am făcut o greșeală. Eu îți mai ce m-am. Ți-ești afară din casă. Nu e problema ta. De când te baști tu în problemele celor mari? Poftim? E copilul meu și are tot dreptul să dea afară din casă. Mami, dă-l afară din casă. Mircica? Te rog eu frumos. N-am unde să mă duc, Valeria. Ce interesează? Nu e problema mea. Mircica? Nu mă dă afară. Ba da. De data asta, la câte figuri mi-ai făcut tu mie, hai ca să nu devin eu băiat agresiv, că n-ar ce să-ți mai aparte. Așa că ești ca să nu te dau. Nu poți să faci asta. Ce zici tu, ba? Și Eugen, te rog eu. Ce satisfacție mare am. Hai. 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 Eugen. Hai că tata nu te salvează. I-ai luat și iubita. Hai. Afară. Gata, mami. Hai, hai. Mama. Mami. Doamne Dumnezeu. Gata. Hai scăpat de el. Firar el să fie de animal. Lasă-mă, Valeria. I-a dat Dumnezeu ce a meritat. Ce dracului am făcut. Sunt terminat. Nu mai am nimic. Radu a fugit din brațele Iuliei și s-a refugiat la el acasă. Pentru moment aici va fi în siguranță, dar îi cam încurcă planurile Ralucăi. Ah! Ce cauți tu aici? Nu erai la Iulia? Bine că mi-aduce aminte de Iulia. Păi eu am venit aici la tine să mă gândesc chiar la aia, cum stăteam la ea în casă. Mie mi-era dor de tine, rău de tot, rău. Bine mă, dar proștia aia ce o să zică? Mamă, dar ce mă interesează pe mine ce zică ea? Ideea e că eu nu vreau să mă căsătoresc cu Iulia. Eu vreau să fug în lume cu tine, da? Am mai discutat de un milion de ori despre fuga noastră în luna de miere, da? Și ți-am zis că o să intru în casă cu Sorin, cu ajutorul lui. N-ai cum să intri nicăieri cu Sorin, că el e combinator cu mine. S-a despărțit de aia. Păi dacă i-am văzut eu în casă, erau împreună, spun. O și cunoști oricum. O cunosc? E... Irina. Irina e iubita lui Sorin? Da, Irina e iubita lui Sorin. Nemernicul naibii, m-a mințit. Uite, vezi? Deci în momentul ăsta ar trebui să renunț la planul meu cu căsătoria. Nu e bun deloc. Deloc. Nu o să țină, îți spun eu. Păi dacă tu nu mai ai acces la Sorin, înseamnă că nu o să poți să intri în casa aia. Deci o să fii singură. Eu dacă mă căsătoresc cu Iulia, o să fiu singur, așa că zic să renunțăm la ideea asta. Mă, Radu, dar tu crezi că eu o să las lucrurile așa? Da, mă, dacă te răbdare să mai am, că nu mai pot să stau fără tine deloc. Hai, Radu, cum merită un sacrificiu. Hai, fii băiat. Doamne, ce dor mi-era de buzele astea. Și dacă vrei să ai buzele astea toată viața ta, trebuie să te sacrifici pentru noi doi. Să faci tu un efort cât de mic așa. Da, mă, dar nu pot, că eu trebuie să mă căsătoresc cu aia și aia o să stea cu ochii pe mine ca pe butelie, pe bune acum. Radu, tu nu înțelegi că eu nu o să fiu liniștită până nu-i distrug pe nenorociții aia de mamiron? Tu mă iubești? Mult la nebunie te iubesc. Păi da? Te sacrifici. Sorin și Tauru au venit la Vila Mariș. Ușa era deschisă, restul familiei nu pare să fie prin preajmă, așa că pot urca până în camera lui Radu. Răducule! Unde e șoarece puțin? Asta-i vocea lui Sorin. Dacă mă prinde aici, am încurcat-o. Aoleu! Ce bagă-te, hai! Repede, te rog! Bagă-te-și, bagă-te, mă, repede, mă! Trebuie, întinde-te! Repede! Nu, repede, mă, e ușor de spus, repede! Repede, Radu, te rog! Acoperă-mă bine! Da, sigur, mai repede! Repede! Da, și mai dormi, te rog, ăștia! A, aici era Eva să zică. Da, am fost să-mi iau niște lucruri de... Ce, da, mă, bă! Stai, stai, lasă-l un pic, Lasă-mă să-mi scump un pic gâtul. De ce ai fugit de acasă? Păi am venit, nu v-am găsit să vă spun, am zis că în 2 minute mă întorc. De ce minți? Nu m-am venit după haine. De ce minți? A venit să-mi iau niște haine, uite, le-am aici pe toate. Unde sunt haine? Aici.
Ce haine astea? Se mișcă? Ce haine astea? Nu se mișcă hainele astea. Am eu un trick. Fii atent că mă minți, răducule. Asta ce e? Petrecerea burlacilor sau ce e aici? Nu e, m-am venit doar după niște haine și atâta tot, v-am zis. Băi, de ce mă miz, mă? Băi, dar stai un pic, asta e camera mea. Voi nici n-aveți mandat de percheziție. N-avem mandat? Aveți? Vezi, dau câteva pale peste față, vezi mandat? Iar de ce scrie pe palma ta? Bă, copil. Bă, copil. Băi, de ce astea sunt hainele mele? Bă, tu crezi toată ziua pentru tine, mă? Băi, de ce astea sunt hainele mele? Am venit să mi le iau și o să vin eu înapoi. Ia da asta la o parte, mă. Ia, mă, să văd eu ce ai tu aici, mă, ia. Valeria trăiește un moment de glorie. Fostul ei soț a primit ce-a meritat. A rămas fără averea pe care o furase de la Eugen și a fost azvârlit de la vilă. Am scăpat de nenorocitul de Mircea. Nici nu știi cât de ușurată mă simt. Mă, tot nu pot să cred cum a reușit pușlamaua aia de Anda să ia toate acțiunile. Au ajuns nenorociții să se bată toți pe munca mea de viață. Tată, stai liniștit. Unul a plătit, va plăti și Anda și nenorociția de interlop sau ce Dumnezeu sunt ei, așa că Dumnezeu nu doarme, îi vede pe toți. Nu-ți mai face probleme. Andrei? Andrei? De ce supăra mama? Ce s-a mai întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, mama. Păi cum nu s-a întâmplat nimic? Nu ne bagi în seamă? E ceva nu cu tine. Nu s-a întâmplat nimic, mare. Andrei, sunt mama ta și cred că te cunosc destul de bine. Spune-mi și mie, ce s-a întâmplat? Vrei să știi, mama, ce s-a întâmplat? Normal că vreau să știu. Tocmai vin de la Maria de acasă, am vrut să mă văd cu ea. Și am văzut-o, eram împreună cu Vlad, într-un moment tandru. El o ținea în brațe și ce m-a durut cel mai tare e că ea n-avea nicio obiecție la treaba asta. Am simțit că nu știu, o durere cum n-am trăit niciodată. Măi, Andrei, dar de fapt Maria pe tine te iubește, dragă. Andrei, ai grijă cu gelozia asta, e cruntă. Dar ce vrei să fac, mamă? Nu vezi că ea își dorește să fie lângă Vlad? Nu vezi că eu pierd teren în fața omului ăsta? Ce faci? Te dezarmezi acum? O să lași lucrurile așa. Nu, poate pentru prima oară în toată povestea asta ar fi cazul să fiu realist. Nu mai am nici o șansă să o recuceresc pe Maria. Nu este adevărat. Trebuie să lupți pentru ea. Tu ești un luptător. Nu lăsa lucrurile așa. Raluca s-a ascuns sub plapumă, iar Sorin este foarte aproape să o descopere. Dă-mă drumul la asta, nebunule! Băi, ce cu voi aici, mă? Hai, marșa fără. Dar cum să facem, că unde suntem noi, apare și tu mereu de fiecare dată. Aure, ciucumic, ești la mine în casă. Ce faci, pisică? Nu puteai să vii cu mâinile goale? Vii cu pistolul la noi? Hai, afară din casă, imediat. Stai, mă, știi că o să ieșim, dar mai bine ai grijă de fractul, care o să duc la pușcărie mâine, nebunul. Eu la pușcărie, de ce? Cum de ce, puiule? Dacă ți-a plăcut să-ți faci de cap cu sora mea, duci la pușcărie, stai liniștit. Și poate să-ți faci tu o relație stabilă pe acolo, la cât o să stai. Sorinache, lasă gărgara, frate, jos și caută-mă afară, hai. Așa o să-l cauți tu pe fractul, cu pachete, cum ies eu acum. Mai vorbim, hai. Pa, puișorilor. Fără ăla ești pisică, ești nebun. Ne întâlnești și fără pistoale, cu taură. Hai mă, lasă-i pe ăștia. Radu, tu-ți dai seama dacă nu mă prindeau ăștia aici, că se ducea în naibii tot planul nostru. Bă, dă-l în naibii de plan pe tine, te doare de plan, eu o să ajung la pușcărie mâine. Lasă-mă pușcăria, că ei ziceau așa să te intimideze, asta nu e o problemă. Plus că dacă te întorci la Iulia, aia nu mai depune nicio plângere, nimic. Cum să mă întorc la ea, mă? Tu ai văzut cu ce malac trebuie să stau eu în casă? Tu l-ai văzut? Păi unde să-l văd? Nu era sub plapumă. Și știi cum îi mai spune? Tauru! Gândește-te de la ce-i vine numele ăsta! Tauru! Hai, liniștește-te, Răducu! Ce? Nu te mai panica, vină-mi cu af! Liniștește-te, tot o să fie bine! Nu-ți mai fac atâta grijă! Mădălin! Mădălin a venit să-ți dea o veste. O presimție de-a mea îmi spune că tu, în următoarele zile, vei sta la carceră. Nu, zi-mi că măcar m-a ajuns de data asta să ies! Eu? Ceafă groasă! Miroase a ceafă groasă. Răducule, îmi pare rău. Ceafă groasă se duce la zoo. Așa că o să te las să-ți rezolvi singur problemele. Te pup. A
Andrei e îngândurat. Nu știe dacă în sufletul lui va mai găsi puterea să o recucerească pe Maria. Tot la poze cu Maria te uiți? Nu le mai ascunde, că mi-e foarte clar. Ai venit să râzi de mine? Nu. Atunci? Nu am venit să râd de tine, am venit să văd ce faci. Fac ceva ce tu nu o să înțelegi niciodată. Sufăr pentru că iubesc cu adevărat lucru care tu nu l-ai trăit și nu o să-l trăiești niciodată. L-am văzut pe Vlad cum a sărutat pe Maria, pe soția mea. Tu crezi că poți fi optimist? Tu nu înțelegi că deși o să am grijă de tine, o să-mi fac datoria de viitor tată. Eu o iubesc pe Maria și voi face tot ceea ce îmi stă în putință să o recuperez. Deranjez? Sper că nu. Andrei? Vreau să spun ceva, Andrei. Se poate? Vreau să spun că îmi pare rău pentru cum a ieșit toată treaba azi. Dar credem că Maria e mai bine lângă mine, nu? Hai mă, nu pleca iar. Știi foarte bine că am dreptate, că așa e. Tu ai înșelat-o, nu eu. Nu-i vina mea. Richter, bravo. Na, mersi. Pare rău. Pentru tine. Tu ce faci, fetiță? Nu mai pot de bine. Tu? E supărat în cauza lui? Da, să sperăm că nu se încăpățânează totuși și nu o recuperează pe Maria. Și a rămas ca proastă însărcinată de degeaba. Partida asta e pierdută. Uh-huh. Maria? Sperăm. Maria e mea. Să sperăm și tu al ei, da? Bine. Dă-mi greș. Cine e cuplu perfect aici? Cine? Separat mă refer. Tu cu fraierul și eu cu Maria. Hai, lasă energie. Eu plec. Am treabă. Mă duc pe fraier. Pa. Hai, pa. Sorin și Taurus s-au întors cu mâinile goale de la vânătoare. Iulia e disperată, Ian e sătul, iar Răducu trebuie să plătească. Lasă-mă că nu mai pot de nervi cu ăsta micu. De ce? Ce s-a întâmplat? N-a vrut să vină și a mai apărut și Fraxul acolo. Păi normal că n-a vrut să vină, că v-ați dus voi și l-a speriat, că sunteți nebuni. El săracu știu că mă iubește, dar din cauza voastră. Că l-ați luat voi, l-ați speriat, l-ați... Și mai pui tu să depun plângere pentru ce nu știu. Surioară, dar ce ești așa isterică? Crezi că ți-l mătrășeam eu pe răducul tău? Minți! Că altfel venea! Cum să-mi te amintit eu vreodată, ești nebună, nu mai țipa la mine că-mi faci nervi. Eu mă duc să ți-l aduc, să-ți aduc fericirea și tu îmi zici că te mint. Bine, știi ceva, mă duc și încerc să nu mai sun, poate îmi răspunde. Nu mai îl suna, că oricum se duce la pușcărie, o să stea singur pe cameră și o să aibă timp berechet să se gândească la Iulia. Iani, eu îl vreau lângă mine, nu vreau să fie la pușcărie. Vreau să fie lângă mine, atâta tot. Dispar de aici, gata. Vreau să mi-l aduci până mâine. Da. Ai înțeles? Ok. Cum acum? Nebunul ăla mic. Era cu una acolo. Un metru sub clanță era cu gagic. De petrecerea burlacilor. Ce băia bun. El lasă atunci că-l bag cu sabie în cameră. Dacă iese de la pușcărie, oricum o să o facă pe asta să sufere. Așa că mai bine... Mai bine nu mai este, mă. A doua zi de dimineață, doi reprezentanți ai poliției au bătut la ușa vilei Mariș. Unul dintre ei are în mână un mandat de arestare. Pentru cine o fi venit? Săruna, doamnă, avem un mandat de arestare preventivă pe numele lui Radu Mariș. Bună ziua. Nu vă supărați, dar cred că este o confuzie, o greșeală. Radu nu a făcut nimic. Doamnă, poate nu realizați dumneavoastră. Este acuzat de corupere de minori. Scuzați-mă, invers. Nu puteți să-l arestați pentru așa ceva. Cred că ea l-a corupt pe el. Doamnă, stați liniștită că oricum o să stea câteva zile cel mult în arest. Nu pățește nimic, nu e nimic grav. Nu vi se pare că totuși este un abuz? Noi doar executăm mandatul. Vă rugăm frumos să ne spuneți unde este, ca să nu fie mai multe probleme. Bună ziua, domnule inspector. Ce faceți, băieți? Haita. Am venit pentru mandat pentru domnul Radu Mariș. Da, să văd. Da. Papa Antonin, grație. Frumos. E jos. Înainte și pe terasă. Am înțeles. Măi, ticălăsule, poți să-mi spui și mie de ce a trebuit să spui tu unde este Radu? Băi, Valeria, iar ce artă goasă iurea. Uite alb pe negru aici. Dacă te opuneai arestare, iar îi făceai probleme lui Radu. Ești tu deșteaptă tot timpul. Radu poartă una dintre obișnuitele lui discuții despre femei cu Ionuț. Nu are habar că în câteva minute viața lui se va schimba brusc și dramatic. Păi fii atent aici, ideea e că eu în ultima vreme am cam pierdut legătura cu Dumnezeu, înțelegi? Și încerc să stabilesc contactul cu el. Că eu cred că nu mă mai aude, nu știu, mi-a picat un releu sau nu știu ce s-a întâmplat, că nu mai merge. Dar nu înțeleg de ce tu ești supărat așa. E chiar marfă chestia în care ai intrat. Cum adică marfă? Păi, te căsătorești cu Iulia
În timp ce ești combinat cu Raluca. Și mai ești pe Irina pe deasupra. Deci? Și ce ți se pare atât de mișto în chestia asta, mă? E ca un film. Păi da, bă, dar vezi tu, uite, filmul ăsta, tu te uiți la el. Dar problema e la mine că eu joc în el, înțelegi? Păi și problema mea e că tu o să îmi ceri ajutorul. Deci o să joc și eu. Așa că nu te mai plânge de mine. Radu Mariș, avem un mandat de arestare pe numele tău. Aoleu! Bă, scapă-mă. Creează o diversiune. Ajută-mă, Alizina, tata! Stai să vedem ce are. Chemați în salvare, mă rog. Lasă-ne puțin. Chemați în salvare. Lasă-mă puțin să mă uit la el, să vedem ce are. Se prefață sau? Barca, omul cred că are un pistol în mână. Stai! După el. Radu, stai, oprește-te! Hai pe loc! Deschide, se înrotătești situația, deschide! Ce s-a întâmplat, Radu, aici? Am o mică problemă. Maria îi povestește mamei ei despre după amiaza petrecută în compania lui Vlad. Să vedem ce sentimente are în legătură cu apropierea de Vlad. M-am simțit foarte bine, mamă. A fost relaxant, liniștit, ne-am plimbat, am râs. A fost foarte frumos. Mă bucur să aud asta. Dar când am ajuns în fața blocului, Vlad a avut așa o reacție mai nefirească. M-a luat în brațe. Și se uita așa la mine și m-a pupat pe obraz și, nu știu, am simțit așa... Păi și tu ai fost de acord? Zuraș, stomac. Da, am fost de acord. De ce nu? Dar, există un dar, a apărut Andrei. De unde, nu știu. A început să-l îmbrângească pe Vlad, s-a luat la ceartă. Îți dai seama, o fi și el gelos, nu? Totuși e soțul tău. Pe ce să fie mamă gelos când el are un copil cu Diana? Dar mie mi-a plăcut ceva la Vlad foarte mult. A reacționat extraordinar. S-a comportat ca un gentleman. Asta înseamnă că... Cine știe? Voi se înfiripă oare ce? Nu știu. Lăsăm timpul să treacă. Știi că este foarte important ca tu să fii fericită. Meriți asta. Și dacă tu crezi că alături de Vlad poți să fii fericită, atunci poate că merită să-i dai o șansă. Știu, mamă, m-am gândit și la acest lucru și, indiferent dacă eu mai am sentimente față de Andrei sau dacă nu mai am, îmi este greu sau nu este, eu trebuie să merg înainte. Radu n-a gândit, a acționat, a fugit de polițiști și s-a încuiat în camera Ralucăi. Vor să mă aresteze! Ajutor! Rău ajutor, că nu mai scap! Dacă te-ai fi întors la Iulia, cum am stabilit? Noi doi nu s-ar mai fi întâmplat asta acum. Da, dar acum e mult prea târziu, înțelegi? Lasă, că o să fie bine. O să te întorci la Iulia și totul o să fie bine, o să rezolve problemele. Da, păi ce, eu mă duc doar în arest, atât mare șmecherie. Ei, da, oricum lasă că mă descurc, eu am venit pentru altceva aici. Du-te-n pace. Mă duc. Distracție plăcută. Have fun. Bine, hai încă o dată. Mă, Radu, du-te că-mi rup aia ușa. Gata. Vrei să rămân fără ușă că pleci tu la vacanță acum? Domnilor, stați un pic, că nu-i animal. Ce trebuie să-l târâți așa după noastră? Gata, mamă, gata, liniștește-te. Nu-i mare lucru ce se întâmplă. Mă duc un pic la odihnă, îmi iau concediu, atât. Lasă, mamică, să stai puțin acolo și o să venim în vizită în curând. Mamă, nu mă mai trata ca un copil. Gata, sunt om mare acum. Mă descurc, uite-te și tu, m-au legat că sunt un infractor în serie. Tu-ți dai seama, criminal, violator chiar. Ce să mai, arestă-i viața mea. Bunii, nu mai fi supărată. Stă și el vreo 2-3 zile pe acolo, să mai relaxează și vine înapoi. A, și apropo, ia să mai vorbești cu Dumnezeu pe acolo. Stai, ce faci? Dar vă rog eu frumos, părtați-vă frumos cu el. Imediat după plecarea lui Radu, Raluca i-a dat o întâlnire lui Sorin. E furioasă pe el. Tu ești de frumoasă? Da? Ești de bine să cred că ești iubită. Sunt frumoasă? Ia haide să discutăm noi doi puțin.
Ce s-a întâmplat? Ia spune-mi, cum ai putut mă să-ți bagi joc de mine toată perioada asta? Drept cine mă iei? Cine mă crezi tu pe mine? Iubita mea, ce ai pățit? Ce ai de-mi spui lucrurile astea acum? Sorin, cum poți să fii atât de mincinos? Cum poți să mă minți în halul ăsta? Cu ce sunt mincinos, iubitul? Cu ce te-am mințit eu pe tine? Chiar nu știi cu ce m-ai mințit? Păi nu știu cu ce te-am mințit. Sorin, mi-ai spus tu mie că te-ai despărțit de aia? Mi-ai spus da sau nu? Ceea ce trebuie să știi este că te iubesc. Ceea ce se întâmplă între mine și Irina este doar o dragoste paternală. Eu pe tine te iubesc. Dragoste. Fata asta așteaptă un copil. Nu am cum să o trimit în stradă. Pune-te în situația mea. Dragoste paternală și între noi dă ipocrizie, nu? Dacă te gândeai la asta, nu făceai nicio clipă, Sorin, ce ai făcut. Nu mă mințeai nicio clipă și nu-ți băteai joc de mine, pentru că nu sunt una din proastele tale pe care le... Nu vreau să vorbesc cu și nu vreau să te jignesc, crede-mă, vreau să lămurim problema. Spune, scurt și la obiect, ești sau nu ești cu asta în continuare? Scurt și la obiect. Ți-am ascuns lucrul ăsta pentru a te ține pe tine lângă mine, pentru a fi fericiți împreună. N-am nevoie de scuze. Zim, ești, da? Ești în continuare. De ce? Rar hotărât. Așteaptă, dar tu nu te gândești cu toate lucrurile astea, mă dor să mi le spui? Nu mă interesează. Uite, tocmai te sună... Iubita mea ești tu, mă sună fratimiu, vezi? Fratimiu mă sună. Chiar nu are niciun fel de importanță asta. Sorin, uite-te la mine. Deci în momentul în care ești cu hotărât, dar cu adevărat, să iei o decizie, să-ți rezolvi problemele, în momentul ăla mă suni și îmi spui ce ai de gând. Până atunci, te rog frumos să nu mă mai deranjezi și să înțelegi că eu sunt cine crezi tu. La revedere! Bă, ce vrea, mă, băiatul ăsta, mă? Da, mă, nene, mă, ce vrei, mă, de la viața mea, mă, frate meu? Ce ești, mă, așa nervos? Unde ești, că ți-am văzut mașina? Ah, da, ce mă bucur că ești lângă mașina mea, eu sunt la barul din colț. Da, mă, vreau să spun câte... Măi, culiță... Auzi? Iartă-mă că te deranjez. Da, spune-mi. Poți să-mi dai și mie un număr de telefon? Nu, nu pot. Măcar un CNP poți? Nu. Auzi? Bu! Diana și Irina se întâlnesc într-un bar. Acum mai au un subiect în comun și totul trebuie povestit și analizat. Mă bucur să te văd. Tu vorbești? Mi-am permis să-ți comand ceva. Iar ai mai descoperit tu ceva nou și interesant, nu? E ok și e fără alcool, așa că... Știi că am încredere în tine? Ia zi-mi, ce faci? Cum îți merge? Cum merge? Păi eu văd că arăți foarte bine, radiez și ești foarte fericită. Oare de ce? Exact, pentru că sunt fericită și pentru că am un bărbat extraordinar lângă mine. De-aia și arăt atât de bine. Și de ce mă bucur? Ce? Eu am insistat să fii cu Sorin, nu? Știu, știu, meriți toate aplauzele. Ia zi-mi, sarcina? Sarcina e foarte bine. E foarte bine pentru că am un bărbat entuziasmat lângă mine de tot ce se întâmplă și eu nu am cum să nu fiu entuziasmată și eu lângă el, îți dai seama. Am să-ți dau o veste dacă tot vorbim de sarcină și așa mai departe. Sunt însărcinată. Ce? Nu se poate! Ba se poate! Aaa, ce tare! Stai. Cine e tatăl? Andrei, normal. Cine să fie tatăl? Știu că nu-ți place, că te întreb, dar Maria? Mi-am mâncat zilele subiectul ăsta. Maria și-a găsit și ea pe altcineva, așa că pot să nu mă mai întreb. Nu cred, nu cred. Ba da, crezi. Măi, Irina, eu ți-am zis că viața nu e la fel ca romanele de dragoste. Așa cum ți-am zis, o femeie trebuie să fie sigură pe ea, orientată și pragmatică, ai înțeles? Astea suntem noi. Iani și-a pierdut capul la vederea Ralucăi. Nu îi stă în fire să pățească așa ceva și probabil că îi va trece curând sau nu. Ce faci, băi, frate? Ce ne-a să fac, Iani? A părăsit Raluca. Asta este un lucru minunat. Nu știu cum să fac, bă, nene, să fiu cu ea, să fie bine. N-am cum să facă Irina la mijloc. Hai să zic ceva. Când veneam să mă întâlnesc cu tine, m-am întâlnit cu o gagică. Tu în viața ta nici măcar n-ai văzut o gagică ca asta. Așa animală, dacă o vedeai, 2 metri, bună, frumoasă. Știi ce a făcut, s-a dat la mine? Mi-a cerut numărul de telefon, mi-a spus că sunt frumos, că mă vrea, că mă dorește. Și eu, ca un bărbat adevărat, am rezistat. Eroic. Ești un adevărat bărbat, bă. Da. Mă bucur mult pentru tine. Dar tu știi ce ești tu? Știi cuvântul dragoste? Ai citit un dect? Hai că nu vreau să mă cer cu tine, vreau să-ți dau o veste bună. Radu o să fie pe cameră cu sabie și cu târnăcop. Păi știu, crezi că Iulia o să fie fericită, frate? Cum să fie fericită sau nu să fie fericită, nu mă interesează. N-ai spus tu că l-ai prins cu alta în pat? Mă rog,
Sunt eu cu gândurile mele, nu... Acum îmi dau seama că familia asta, cu numele de Mamiron, rimează cu Cupidon. Adrian a venit la Vila Mariș să-și vadă fiul. Nici problemele Valeriei nu-i sunt indiferente, dar din noua lui funcție nu mai poate ajuta. Spune-mi și mie, apropo, ce ai aflat despre Radu? Nu e cazul să-ți faci prea multe griji. Oricum, n-au cum să-l țină mai multe zile. Am eu un sentiment așa mai ciudat. În fine, eu am vorbit cu avocații, dar te-aș ruga pe tine, tu tot ești acolo, nu poți să-l ajuți. Din cauza bunului și drăgălașului tău, frățior Vlad, mi-am pierdut nu numai funcția, ci și influența pe care o aveam. Îmi pare foarte rău, nu pot să te ajut. Acum sunt un simplu polițist. În fine, sper să se rezolve cât mai repede și el să fie eliberat în curând. Și eu sper asta, din tot sufletul, să fie bine. Acum, scuză-mă, mă duc să stau de vorbă cu Andrei. Da, uite, sunt jos. Mulțumesc mult. Radu a fost băgat în arest. Iani a aranjat să fie parcat în aceeași celulă cu renumitul Sabie. Bună ziua, colegu! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, Răducu! Bună Mamă! Ziua! Ce? Știi cum mă cheamă? Ei, mie mi-a zis cineva să am grijă de tine. Păi să știi că am eu un frate. Băi, îl iubesc mult. Frățiorul meu, Mădălin Mariș îl cheamă. Că a umblat și el pe aici. E fratele, Doamne, cât de apropiat suntem, ne iubim. Aolo, mi-e un dor de el, trebuie să-l văd neapărat. Mădălin ai zis? Da, 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 un șmecheraș după aici, Mădălin Mariș, a fost și el pe aici. Ah, gata, știu de cine zici tu. Uh-huh. Gata, știu. Șmecheraș a fost, da, e fratele meu. Băiatul ăla cu țep, nu? Da, 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 frățiorul meu. Captă Bidinea. Așa e să spune. Eu îi mai zic ceapă groasă, da. Ăla-i dușmanul meu. Nu e fratele meu. Nu mai e fratele tău acum? Nu, eu... Hai, relaxează-te, te rog eu frumos, că abia ai intrat. Ce rost stare să... Stai jos acolo, frumos, întinde-te. Rememorează un pic viața. Gândește-te un pic de la exterior, afară, la prietenă, la mamă, la tată, la ce vrei tu. Te rog eu frumos, relaxează. Păi nu, că eu nu stau mult aici. Nu stai mult? Nu, eu plec. Uite, dacă stau bine și mă uit acolo, în două ore se schimbă garda. Și te asigur eu că de aici nu mai ieși. Ai înțeles? În timp ce Maria se roagă pentru liniștea sufletului, Andrei refuză să se preocupe de binele organismului său. Nimic nu mai contează acum. Ion, Jucciu! Răsto! Nu am chef, okay, și nu am chef. Bună, dragul meu! Ce mai faci? S-a trăit? Dată, bine că ai venit. Nu, pur și simplu, nu am chef de exerciții și Trachei și trage de mine să facem. Și nu am Domnul chef. Adrian. Trebuie să lucrezi. E spre binele tău. Cum crezi că mi-arde mie de exerciții? Când eu văd cu ochii mei cu Vlad câștigă teren în fața Mariei și cum în curând o să ajungă să fie iubitul ei. Situația este pe cale să se complice. De ce? Stai puțin. Am surprins o discuție între Cornelia și Maria. Se pare că Maria are încredere din ce în ce mai multă în Nemer Nicola, care o manipulează cum vrea el. Deci se vede de la o poștă că minte, se vede de la o poștă că e un impostor și că singurul lucru pe care vrea e să fie lângă ea și e în stare să calce peste cadavre băiatul ăla. Este un nenorocit și nu știu cum lui fac să-i împiedic să fie împreună, nu știu cum să fac. Ascultă sfatul meu, nu renunța la luptă. Ea va fi a lui numai dacă tu nu te vei bate pentru ea. Ai toate motivele să o faci. Așa e, Andrei San, e cu forța, cu inima. Știu, voi vreți să mă susțineți, mă înțeleg foarte bine. Dar omul ăsta e acolo lângă ea, el vorbește cu ea, eu nu am... Tu ești în inima Mariei, el încă nu este. Contează pe chestia asta, Continuați exercițiile, pentru că ai nevoie în perioada care urmează de mult tonus și de multă energie. Forță, Andrei San! Raluca e foarte nervoasă. Nu se aștepta la o asemenea trădare din partea lui Sorin. Se pare că nu are atâta influență asupra lui cum credea. Stai, mă, că mă lovești, ce-ai pățit? Drăguță, de ce ești mai nervoasă? Ce s-a întâmplat? Anda, nenorocitul ăla de Sorin m-a mințit. Povestește-mi ce s-a întâmplat, că nu e bine asta. Mi-a spus că a părăsit-o pe iubita aia lui. Și nu a făcut-o, n-a părăsit-o? Nu a fost așa. Mi-a spus Radu. Și știi cine e iubita aia lui? Nu știu, dar la cum o spui, cred că o cunosc foarte bine. Ia zi, cine? Da, o cunoști, e Irina. Aia roșcovană în cap? Da, aia roșcată, nu știu ce i-a făcut lui ăla. Morcoveață, mă? Da, aia nu știu cum naiba a rămas însărcinată și nu știu de unde naiba a rămas însărcinată. Și când? Dar nu o să mă las. Pe mine mă va alege pentru că pe mine mă iubește, nu are cum să aleagă altă femeie. Clar e geloasă. Anda, eu nu am cum să fiu geloasă pe el. Din moment ce eu vreau să termin odată cu ăla, nu vreau să-l mai văd pe fața pământului. Vreau să o răzbun pe Delia pentru că el e vinovat. Pe Delia o să o răzbun, că te știu și
Știu exact de ce ești capabilă. Însă sentimentele pentru el cresc. Și tu ești conștientă de lucrul ăsta? Și dacă aș simți prin absurd ceva pentru Sorin, pentru asta l-am pe Radu. Și o să mă controlez, înțelegi? Și Radu ce e, mă, fată? O fel de cloșcă, te duci la el ca un pui, te ascunzi în aripile lui și gata? Ai scăpat de dragoste? Radu e divertisment. Divertisment? Și Sorin ce? Nu știu. Vezi că și tu singură le cunoști? Radu a nimerit cum nu se putea mai prost. Să vedem cât va rezista alături de prietenul Sabiei. Treci-mă odată jos, mă, cu picioarele tale! Bine, gata. Gata, mă dau jos. Bă, când vorbesc cu tine, stai cu fața la mine, mă. Dă-mă drumul la aia, mă, acolo. Doamne ferești! Stai, mă, să-ți trăiască familia așa! Așa, ca un bărbat și te uiți la mine! Da, bine, hai să stăm de vorbă. Stăm de vorbă? Stăm de vorbă, da. Tu ai zis că ești fratele lui Mădălin, nu? Nu, nici nu-l cunosc. Cătălin îl cheamă pe fratele meu. Tu știi ce mi-a făcut el aici, în Pârnaie? Ha? Nu. Nu știi? Nu, dar eu n-am nicio vină. N-ai nicio vină? Nu. Mă, tu știi cum îi se spune mie? Cum? Sabie. Dar știi din ce cauză? Nu. Pentru că sunt cuțitat. Aoleu. Afară am tăiat înăuntru, dar pentru tine un papagal cum arăți și vai mama ta cum ești. N-are rost să folosesc cuțitul. Da, hai să dar pentru tine am altceva. Nimic, te rog, nimic. Băi! Eu vreau decât să mă răzbun și eu pun să vă ajut pe voi să puneți mâna pe acțiuni. Ce? Vlad, ce cu Diana stau afară de vorbă? Vino cu ce să vezi. Lasă-mă să retrag plângerea, poate nici nu mai este viu! Tu ești fata de el de pe stradă. Stai, ce-ai făcut? Hai repede! Nu știu, au tras de jos, frate, noi! Aoleu! Ai avut un coșmar, băieți? Ce s-a întâmplat? Nu! Nu! Sunt protectorul tău. E încă un plan care ne-a reușit. O să-ți demonstrez că Vlad este un impostor și o să-ți arăt în continuare că eu te iubesc enorm.